Sa. Adi, șaptea. Vorbește, Adi. Bună seara și bine ați revenit, că dragă profesoară, probleme de matematică la geometrie. Da, mă, la geometrie, mă, ce mult vă place. Pentru vacanță. Ce mult vă place vouă geometrie? Da, la mă. Să afle toată lumea. O iubim. Geometrie. O iubesc, știu, scump, ca eu. Da, geometrie. Problema 15, la pagina 136. Da. 15. La 136. De la 136. Am că nu vine. Nu. Nu mai are. În ipoteza, ABCD este dreptunghi, e la țară. La țară? Ipoteza? Da. Nu, nu. ABCD, dreptunghi. A, B, C, D, dreptunghi. B e perpendicular pe AC. Când zic dreptunghi, Adi, la ce mă gândesc? Că ce am în minte? Este paralelogramul cu un drept. Paralelogramul cu un drept. Are toate unghiurile 90 de grade, acum... Și diagonale? Diagonale sunt... Sunt congruente. Congruente. Laturile opuse sunt congruente și paralele 2 câte 2, adică e paralelogram. Da. Se prea totul de acolo. Diagonale se înjumătățesc și sunt și congruente, da? Bun. B e perpendicular pe AC. B e perpendicular pe AC. E aparține lui AC. E aparține lui AC. Ne mai uităm din când în când dacă... Merge. Da, 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 da. Deci... B e perpendicular pe AC, e aparține la CK. F perpendicular pe AD. F perpendicular pe AD. F aparține lui AD. F aparține lui AD. Și EG perpendicular pe DC. EG perpendicular pe DC. DC. G aparține lui DC. D, e G. G aparține. G aparține. Bine, DC. Ba da, da, pe DC. Da, G aparține lui DC. Lui DC, segmentul lui DC. Da. În concluzie, să arătăm că AB ori BC AB ori BC egal cu BC ori EF BC ori EF plus AB ori EG. AB ori EG. Dar să-i arătați figură. Da, este figura făcută, domnul profesor. Da, dar domnul profesor, să facem fără să vedem. Păi, normal că putem. Da, facem. Sigur. Mai bine, notăm jos. Deci, un dreptunghi. Da, un dreptunghi. Și vă trebuie tu ăla aia, doamne. Asta e, că nu știu cum să-l conving, domnul profesor. Asta e flash-ul meu de dimineață, domnul profesor. Hai să spun un lucru. Dimineața seară la mine. Deci dacă dintr-o ciubotă mi-ar pune ceva să beau apă, beau din ciubotă cu mult, mult de plăcere. Și dintr-o ciubotă în care a purtat-o cineva vreo două săptămâni de zile pe la țară. Aha. Prin noroi. Așa ar bea apă. De acolo aș bea. Decât să beau din cola. Cola. Da. Decât să beau cola. Ți-am spus foarte clar acum care este poziția mea. I-am zis și eu, dar nu mai știu cum să-l convinc. A bună. De aici, da? A, acolo, da. A, B, C, D. E bine? Da, da. A, B, C, D. Unița cu C, diagonala. Mai mare, da? Dreptunghiul mai mare, de tipi. Nu sunt cumva niște figuri, niște lucruri care se adaugă? Nu. Doar că trebuie un pic mai mare ca să se vadă mai clar, domnul profesor. Bine. Merg așa, cum spune. Perpendicular, iar. Pe luna care s-a ocupat, ea are acum în minte problema și, sigur, nu i-a ieșit acolo, dar de aceea vin și cu precizarea că să fie un pic mai mare. Așa e bine, Daria? Miruna? Deci, A, B, C, D. Hai să-ți spun. Unița cu C. A-ul cu C. Să ducem perpendiculară. B e perpendiculară pe AC. B e pe AC. Deci din B după perpendiculară. A, cam așa se numește. Drumul cel mai scurt, da? Da, E. E. B e. Bun. B e perpendiculară. Și marchez asta. Așa. E F perpendiculară pe A, D. E F. Deci din E pe A D.
A, D. Deci, linie perpendiculară pe AD. Da. Cum DC e paralel cu AD, perpendiculară pe AD, înseamnă că trebuie să fie paralel. Deci, linie, după paralelă, putea să spun așa. Linie, ducem o paralelă la DC, dar nu spune paralelă, spune perpendiculară ca să constat eu că asta e paralelă. Da? Că tot da. 90 de grade este. Corect. Deci, punctul ăsta e să notăm. Da. Da. Și, da. Și EG perpendiculară PDG. Adică paralelă cu CB. Da. Deci ca și cum mi-aș fi spus că am aici G, da? Da, da. Asta e toată figura, domnule. Așa. Și ne-am putea lua seama repede ar fi că DFG e dreptunghi. D, D, F, G, E este dreptunghi. Deci asta e F, e cât D, G, da. Asta. G e cât spune. Asta, cât asta, din cauza că e dreptunghi, cum ai și spus, corect. Și e D, B, C, trapez dreptunghi. E G, B, C. Da, da, e G. Da, da, așa, ca o chestie. Un trapez dreptunghi. Care e? E G, C, B. E G, C, C, B. B. Este un trapez dreptunghic, nici nu cap în îndoială. Aia e paralelul cu asta. Asta e paralelul cu asta, da. Da. De asemenea, trebuie să încerc să fructific și faptul că B e... E înălțime. E perpendicular. Uh-huh. Da. Deci B e este... Deocamdată ce ai spus din povestea asta, nu te legi deloc. Da. De faptul că a fost B e perpendicular. Păi, dacă știm că D, F, G este... paralelogram. D. F, G este paralelogram. D, F, G. G e paralelogram. D, F, G e este chiar... Dreptunghi. E chiar dreptunghi. Și mi-au paralelogram acum. G e paralel cu D, e, cu D, A. Nu vrei să stăm un pic de vorbă aici? Să folosim perpendicularitatea asta. Mie îmi place foarte tare. Să mă leg de ea. Atenție! Unghiul ăsta de aici... Și cu ăsta de aici fac împreună 90. Cât? 90. Pentru că aici e 90 și atunci cele două fac 90. Dar ăsta de aici este cât ăsta de aici. Da. Pe motiv că ăstea fiind două paralele, trate de secantă, astea sunt unghiuri alterne interne. Unghiuri alterne. Atenție dacă eu am făcut bine. E bine? Da. Nu, ăstea paralele. Atenție, ăstea paralele. Astea două paralele. Și asta se cantă așa. Ăsta de aici și ăsta de aici e pare alternă internă. Da. Da? Corect. Așa trebuie spus. Deci, dacă notăm cu unghiul 2 aici, 2 este și aici. Dar în A, D, C, în A, D, C, 2 plus 1 de, plus ăsta de aici. Fac-o 90. Fac-o 90. Deci, ăsta e cât ăsta de aici. Și 2 cu 2. Deci 2 cât 2 și 1 cât 1. Dacă mă uit la triunghiul C, E, B, C, E, B și cu C, D, A, cele două triunghiuri sunt asemenea, că unul e mai mic și altul e mai mare. Da. Pentru că au toate unghiurile de aceeași măsură. Unghiul ăsta e cât ăsta. Unghiul de aici e cât ăsta. Și ăsta 90 și ăsta e tot 90. Sunt asemenea. Sunt asemenea. Triunghiurile sunt asemenea, da? Unul mai mare, unul mai mic. Dacă sunt asemenea, ar putea scrie raportul de asemănare. Dacă cumva vom avea nevoie de chestia asta. Nu știu, dar... Și cum e raportul de asemănare? Păi, e o latură a unui... Deci la numărător. Atenție! Uitați așa, sunt trei... Ați învățat triunghiuri asemenea? Nu! Abia nu știu, vedeți? Că se uită ca... Acum vă zic. Un triunghi? Când am dus paralel așa. Ia să vedem. Când am un triunghi dat și duc o paralelă la una din laturi, se formează acest triunghi A, B, C, și M, N. Acest triunghi A, M, N este asemenea cu cel mare. Da? Este asemenea, numai că el e mai mic. Dar toate unghiurile sunt congruente. Asta e comun de aici.
Unghiul ăsta e cât ăsta datorită faptul că paralele și tăia de o secantă sunt corespondente. La fel și ăsta cu ăsta. Și triunghiul... Semene, și eu l-aș semene. Putea desena undeva mai în interior triunghiul ăsta, da? Ducă paralel așa. Și el, triunghiul ăsta de aici, A, M, N, este exact ca triunghiul mare, da, este exact, dar numai că e mai mic. Am dar cum ar fi la harta, știți, spune, la zice, la o scară mai mică. Deci când ne uităm la o hartă, vedem localitățile, distanța, așa. Așa, de asemănare, latura triunghiului mic, deci latura triunghiului mare. Exact. Deci la numărător fixăm un latura unui triunghi, deci zicem triunghiul amână. Triunghiul amână. Amână. Un triunghiul amână. Și de desubt se pune la numitor triunghiul ABC. ABC. Și atunci spunem, le punem pe cele trei laturi. Ca să le puneți. Și ia ziceți. Și la numărătul puneam amână. Laturile triunghiul amână. Pur și simplu. Amă, amă, mână. Și nu. Și nu. Deci la numărător le-am pus fără să stau pe gânduri. Le-am pus pe toate trei. Bine, dar nu trebuie să aibă... Acum, la numitor, pe celălalt cum le pun? A, B. Deci la numărător le-am pus pe toate. La numitor nu le mai pun așa. Păi asta zic și eu. Și zic, A, când am zis am, 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 nu? Da. Am. Am este spre am din triunghiul ăsta se uită unghiul din N. Unghiul ăsta de C și de ăla tot se înseamnă AB. Deci am supra AB. Deci am supra AB. Cu mână supra AB. Mână supra BC. Și egal cu a treia latură. Copii, da? Deci, la numărător punem toate cele trei. Hai să folosim și aici. Veni vorba că am arătat că triunghiul ăsta cu A, D, C este asemenea. Atunci, ce B supra deci, triunghiul, cum a zis? Triunghiul ADC este asemenea. Asta e simbolul. Este asemenea. Cu triunghiul Băiecă. Bec. Ia să vedem cum scrie în engleză. Și ne hotărâm. Punem la numărător pe bec? Da, pe da. Bec. Deci bec. Am scăcat pe bec. Supra triunghiul A, B, C. Egal. Și acum a zis, două puncte. Două puncte. La număr punem egal, uite așa, cele trei. Fără adi și tu scrii, te rog. Toată lumea. Vă scrieți. Am fost semnul de... Asemenea? Da. Uite. Așa. Așa. Scrii la demonstrație. Da, măi, nu, da. Nu, scriu rezultatul ăsta pe care l-am spus mai devreme. Da, două, da, triunghiuri sunt asemenea, înseamnă că laturile toate sunt proporționale, asta e definiția. Și la bec punem cum vrem noi, înțeleg? Deci la bec punem cum vrem noi. Bun. Hai să zicem. Hai, ziceți copii. C e. C e. B e. B e. Și B C. Pot să spun C e, E, B, da, da sau B e. Da. Respectiv. Și B C. B C. Bun. Am terminat. La numitor, acum ca să le distribui, trebuie să am în vedere tocmai tehnica asta. Ce e? Ce e? Spre ce e din triunghiul bec? Da. Se uită unghiul 1. Cu AC. Ce unu, e cu AC? 1 e congruent cu 1 în triunghiul mare, în DAC. Și DAC ne trimite spre AD. Da. Ai înțeles? Da. Supra AD. Yeah. Da? AD. Egal. B e. Buie. Este ce? Privit de unghiul 2. Da. Care unghiul 2 este ăsta de aici. Da. 2 se uită D-c. Spre DC. Da, ce... Așa e asemănarea triunghiului. Așa, da, mai, da. Deci, pe rețeta asta de să scrie. Nu știam eu. Deci, după rețeta asta să scrie raportul de asemănare. Și acolo e pe aceea. Și atunci a rămas acea care e a treia latură. Nu mai capi. Am înțeles. Ai înțeles? Da. Încă o dată, insist pe chestia asta. Când reușiți să găsiți două triunghiuri despre care puteți afla, avea informația că au câte două unghiuri congruente, numai câte două. Că al treilea vine prin natura lui, în completare. Că suma unghiurilor cât fac într-un triunghi? 180 de grade. Și dacă două din ele le știi, adică știi că ăsta e cât ăsta, ăsta e cât ăsta, nu îi mai interesează al treilea în completare. Deci două triunghiuri care au câte două unghiuri congruente, două câte două, adică unul dincolo, unul dincolo, unul dincolo, unul dincolo, triunghiile sunt asemenea.
Ia să scrii chestia asta. Două triunghiuri care au câte două triunghiuri care au câte două unghiuri congruente, două câte două, adică unul de colo, unul de colo, unul de colo, unul de colo, de așa au câte două unghiuri congruente, două câte două, sunt asemenea. Sunt asemenea. În paranteză, putem scrie raportul de proporționalitate între laturi. Asta vreau să spun. Putem scrie raportul de proporționalitate între laturi. Și vom arăta cum scrie raportul de proporționalitate. La numărător, laturile unui triunghi. La numitor, laturile celuilalt triunghi. Dar atenție, cum le distribui laturile? După unghiuri. Unghiul ăsta e congruent cu ăla. Ăsta se uite spre celălaltă, celălalt spre cealaltă și atunci pune latura de desubt. Bun, eu nu m-am ocupat de probleme, de ce m-am făcut? Eu m-am ocupat de această chestie care mi-a fost dată în problemă, că B e perpendiculară și am vrut să valorific acest lucru. Și dacă B e perpendiculară, am sesizat că triunghiul C e B, cu A de C este asemenea. A de C este, cele două triunghiuri sunt asemenea. Și am motivat de ce? Pentru că unghiul 1, nu, 2 cu 2, ca fiind paralelită de o secantă și de ce apar alterne interne, și atunci 2 și 1 fac 90 de grade, puteam să fac și aici. Deci 2 și 1, iată cât de rapid mergea, 2 și 1 fac 90 de grade și 2 și 1 fac 90 de grade și aici. Uh-huh. Și nu mai trebuia să spun alterne interne, uite că mult mai ușor ar fi fost. Și da, m-am amintit și că, sigur că da. Dreptul e tăiat de o secantă, acolo, alterne interne, da? Și asta a fost important ca idee. Și acum să ne întoarcem în problemă, că habar n-am ce cere autorul. Dar încep să desfac problema fără să mă uit la ce îmi cere. Am mai spus-o de multe ori. Tot secretul este să desfacem ipoteza cât putem de mult. Să vedem cu ce rol ăsta a spus el că B e perpendiculară pe AC. Cu ceea ce am spus mai devreme. Corect. Finalul este că aceste două triunghiuri sunt congruente, sunt asemenea și iată că eu am scris acest raport. După care, zice, F perpendiculară, cum C, D e perpendiculară și A pe AD, înseamnă că autorul spune că EF e paralelă cu DC. Și acum apare triunghiul ADC și în triunghiul ADC am o paralelă dusă la una din laturi. Și triunghiul ăsta de aici e asemenea cu triunghiul mare. S-au scris ales. Adică zic AF supra FD egal cu AE supra EC. Sau zic AF supra toată AD corect egal cu AE supra toată AC și egal cu FE supra toată DC. Corect. Din ceea ce am spus, ales care sunt proporții derivate. Proporții derivate, da? Corect. Pe de altă parte, am că și EG e paralelă cu AD. Și în același triunghi. Și în același triunghi, CDA, voi putea scrie triunghiul mic, da, este asemenea cu cel mare. Corect. Corect. Sau scriu Thales, sau scriu asemănarea, și eu scriu asemănarea, și anume CE supra CA, că mai fost AC dată și data trecută, acolo e jocul. Da, da. Deci CE supra CA egal cu CG egal cu CG supra CD și egal cu EG supra AD. Corect. Deci nu știu nimic ce dă autorul, nu știu ce îmi cere autorul. Dar am desfăcut ipoteza. Dar am desfăcut ipoteza cât am putut eu de tare. Gata, în momentul ăsta am desfăcut tot în propriu. Da. Și acum scriu aceste rezultate și pe urmă uit la ce îmi cer el. Corect. Din ceea ce am eu acolo, voi încerca să folosesc așa fel șirul de rapoarte care la... să mă duc spre relația care îmi cer el. Aha. Deci da? Așa se face. Și îți faci efectiv și asta faci. Păi n-am făcut de fiecare dată, dar... Nu, asta cu ipoteza, da, dar zic că aici cu rapoartele părea aparent fără nicio legătură acolo. Sigur că da, sunt aruncate parcă fără nicio rost. Și n-ai nicio șansă dacă nu te organizezi așa cum am făcut acum. Corect.
Să nu facem cu asemenea, de ce păi să facem cu facem. Important? Învățat, cu păi mai scriu. Păi uite, păi cu asemenea, învățat, de tot. Păi din proporții derivate, din proporții derivate, putem obține relația asta. Nu pronunțăm cuvântul asemenea, da? Deci nu pronunț. Dar știi, Talis, A, M, supra M, B, egal cu A, N, supra N, C. Și de acolo faci proporții derivate și merge. A, M, că la aduci numărătorii, la numitori, toată povestea aceea. Și vine A, M, supra toată AB, egal cu A, N, supra toată AC, și egal ca raport, eu duci M, N, supra BC, în continuare. Și nu folosești cuvântul, nu deschizi gura, că e asemănare. Ci proporții derivate de la Talis, da? Bine? Și triunghiul ăsta de aici, cu triunghiul mare, au ceea ce am spus eu. Unghiul ăsta e comun, unghiul ăsta e cât ăsta datorită paralelismul, ăsta e cu ăsta acolo, așa? Și scrie raportul de asemănare, poftim. Cred că le-a dat, domn profesor, adică cred că nu le-a dat, dar... Autor folosește asta. Da, a folosit pentru că e dat în teorie, la început, după aceea e dată problema. Da. Deci sigur trebuia să vă spună că ați vădea problema asta. Deci așa cum zice domn profesor. Sigur că da, eu nu am cum să mă dezvolt. Exact. Eu încerc atunci să mă adaptez la restricția pusă de voi, spunându-vă că obțineți rapoarte derivate din Thales. Da. Doar așa să duceți spre asemănare. De-aia se fac întâi Thales, se face întâi Thales și pe urmă să facă cazul de asemănare. Tamani după, când întâi triunghiul asemenea, după aceea teorema lui Thales. Da, depinde acum cum fiecare introduce acolo. Da. Ca teorie. Ideea este că două triunghiuri sunt asemenea. Așa aș fi vorbit despre asemănare întâi și pe urmă. Păi da, așa au vorbit și. Și au avut ori, tot așa. Nu știu cum... Cum vă preda la clasă, dar no. Fără asemănare... Cât mă restricționați acum și eu încerc să mă adaptez așa cum vreți voi, dar tot acolo ajung. Exact. Hai să o spun de ce drept. Și plus că trebuie să învățați asta cu asemănarea, că e foarte important. Păi scrie în carte, mama. Scrie idei în urmă, ia să văd când îți asemenea, uite. Teorema lui Thales, teorema paralelor echidistante, teorema neechidistante. Hai să folosim acest lucru, că nu... Exact. Ați făcut-o. Tu, Irona, nici o restricție care se... Nu înseamnă că dacă am folosit acest lucru, te-am scos din mână și nu poți face problema sau dacă îți spui, îi fac problema cu varianta. Ați făcut, ați făcut. Mai, du-te. Mi-a dat în... Arată-mi lecția. Ai fost atent de clasă. Nimic, lasă-mi să-ți arăt eu. Hai să scriem. Deci, domn profesor, să scriem într-un joa de ce? Chestia cu... Asemănare. Direct asemănare, da. Pentru că este important. Așa, da. Miruna, hai, vină lângă mine. Da, exact. Nu trebuie să te... Ea nu învăța nimic și unde dus-o domn profesor. Și la un moment dat era supărat și ai fost prezent aici. Da. Nu intra în aceeași culoare. Da, și da? Unde dus-o domn profesor, ea chiar nu învăța. Și ai văzut că s-a revenit pe moment, că a spus, dar hai să o oprim de seamă, dacă e chiar așa. Și tu și-o dat seama că se înregistrează și că se supără prietenii noștri care privesc, s-au supărat că lor vedea lecția, mi-am lăsat-o în drum, și atunci da, de acord, revin. Și și-o venit și-o punctat foarte tare la lecția la sfârșit, a fost minunată. Acum, haideți să gândim așa. Spunem că, demonstrații, da? Începem demonstrații. Rămâne am șters acolo, dar am văzut la voie de demonstrații. Spune-mi așa. Asta cu asemenea întâi de profesor? În motivă ce dacă e... Hai să scrim de aici, că am scris-o. Dar să motivăm exact de ce este asemenea. B e perpendiculară pe AC. B e perpendiculară pe AC. Rezultă că măsura unghiului care a adins. Rezultă că măsura lui B e... B e C. Egal cu 90 de grade. Asta te face să spui că... Că măsura unghiului... Cele două unghiuri... Da, măsura unghiului B plus măsura unghiului C... Da, dar hai să luăm prin trei litere ca să... Măsura unghiului... Nu, B1. Cum e notat în figură, ne permite. Măsura unghiului B1. Nu, sau lui B1. Plus măsura lui C2. Da. Egal cu 90 de grade, da? Deci B1 plus C2 fac 90 de grade. Pe de altă parte. C2 plus C1 e 90 de grade. Așa. Măsura lui C2 plus măsura lui C1 egal tot cu 90 de grade, da? Uh-huh. Din cele două
cele 2 rezultă că măsura lui B1 egală cu măsura lui C1. Măsura lui B1 egal cu măsura lui C1, da? Deci cu asta ai spus că B1 e cât ce 1. E cât ce 1. Așa. În triunghiul ADC. În triunghiul ADC. Adică măsura unghiului ADC. Așa. E 90. Măsura unghiului ADC este 90. Egală cu 90 de grade din cauza că avem în dreptunghi. Ipoteză, fii dreptunghi. Pentru că ABCD, dacă vreți să mă uitați, ABCD, dreptunghi. Deci rezultă că măsura unghiului A2 plus măsura unghiului C1. Măsura lui A2. A2 plus măsura lui C1. Plus măsura lui C1. Egală cu cât are? Cu 90 de grade. Dar noi avem că măsura lui C1... Măsura lui C1 egală cu măsura lui B1. Da. Uite asta am scris acolo. Măsura lui C1 egală cu măsura lui B1. Și de aici rezultă că măsura lui A2... Vă duceți pe A2 cu B1, domnule. Așa. Măsura lui A2... Egală A2 cu B1, C2. Nu vă trebuie, că... Nu, 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 nu. Egală cu C2. A2 este cât C2. Dar trebuie să mă opresc mai devreme. Exact. Deci B1 este cât C1. Da, corect. Da? Și cum C1 plus C2 fac 90 grade, înseamnă și C1 plus C1 egal cu C2 egal cu A2. Corect. Deci de acolo trebuie să mă opresc. Deci avem așa. Avem triunghiul, hai să ne oprim așa, măsura lui ADC, am scris prea mult, măsura lui ADC, vreau încă o dată, uitați, așa trebuia să trag parte de, egal cu măsura lui BEC, și egal cu 90 de grade, nu așa? La care mai adaug că B1 e cât C1, măsura lui B1, egal cu măsura lui C1, din aceste două, dacă au două unghiuri congruente, două să aibă un triunghi, al treilea vine prin natura lucrurilor, deci rezultă că triunghiul ADC, ADC este asemenea cu triunghiul BEC, asemenea cu triunghiul BEC și rezultă relație, din care rezultă așa ceva. Raportul. Raportul de asemănare. Rezultă, hai să mă tăm aici cu unul, da? Primul eu nu vreau raport. Să mai scriu pe operativ. Corect. Primul raport care l-am aflat. Corect. Exact. Și acum, tu, doar fii atent, Vivin, ne întreb dacă ai înțeles în ADC. Cum stau lucruri? A, D, C, da. Da. Și aceea pe tine aduci. Deci, ce avem despre în triunghiul ADC? Mă, n-am făcut mai. În triunghiul ADC, adică în ADC, avem EG paralelă cu AD. Avem asta, da? Da. În mod normal e perpendicular, dar și cum asta e perpendicular, deci amândouă sunt paralele. Deci de aici îmi dăm seama foarte bine. Tu zici cealaltă, EF, paralelă cu DC. Tot în același triunghi. Și faci raport. Corect? Da. Îi pregătești. Da, este acum atent la povestea asta. Așa o luăm, domnul profesor, în triunghiul, da? Da. Deci în triunghiul... ADC. Hai, Adi, vorbește. Zi tu prima paralelă. În triunghiul ADC. ADC. Avem GE perpendiculară pe CD. Pe CD. Și altă parte. EG paralelă cu nu, nu, și AD pe de altă parte. E paralelă tot pe DC. E perpendicular. Perpendicular tot pe DC. Așa. Și din astea două rezultă, Adi, când e paralelă cu AD. Exact, dacă cele două perpendiculare pe aceeași dreaptă, înseamnă că sunt paralele. Deci de aici rezultă că GE... Că GE e paralelă cu AD. GE paralelă cu AD. Bun. Și dacă sunt paralele, rezultă atunci că triunghiul mic ăsta EGC, triunghiul EGC este asemenea cu triunghiul ADC. ADC, da.
de C. Bun. Și dacă sunt asemenea, scriu raportul de asemănare. Din asemănarea triunghiilor scriu un egal cu egal cu... Uitați-vă cum face domnul profesor, faceți și voi pe caietel. Și la numărător pune laturile unui triunghi, hai să spunem BGC. Pe la mic. Da? Și zic acum. Un triunghi BGC sunt... De laturile. De la triunghi BGC. Gâie. Gâie. Alta. EC. EC, da. GG. Și CG. Da, GG. CG. CG. Bun. G e Biruna. G e... supra cine? G e supra F-a. G e supra Ade. Ade, că nu-i F. Da. G e Miruna, care se uite, G e ce rămânghi are? La rânghiul C. Și C-ul în triunghiul mare se uite spre Ade. Deci de aceea spunem G e supra Ade. Deci pun obligatoriu Ade aici. E ce? Ade supra cine? Din triunghiul mare. A, ce? Supra ce? A, ce corect. Da. E ce? Care are unghiul de 90 de grade și triunghiul mare are pe ăsta de 90 de grade, da? E ce supra A, ce? Și ce? G supra de ce? Supra de... E ce supra de? De ce? De ce? Și cu asta am scris raportul de asemănare. Pe de altă parte. În triunghiul, tot în același triunghi. Tot în același triunghi, dar paralela e FE, da? Da. Da. Deci tot în triunghiul A, DC, avem F perpendicular pe AD. F perpendicular pe AD. Și DC perpendicular pe AD. Deci rezultă că F... Cele două... F paralel cu DC. F paralelă cu DC. DC. Și de aici rezultă din paralel. Rezultă că triunghiul care? Triunghiul AFE. AFE este asemenea cu triunghiul ADC. Cu triunghiul ADC. ADC. Și din cauza că sunt asemenea, începem. Raport. Rezultă că scriu repede cele trei liniuți, da? La numărător fixez laturile unui triunghi. La celui mic, domn profesor. Așa, celui mic. Da, A, F, E, nu? A, F, E. Avem A, E. A, E. E, F. E, F. Și A, F. Și A, F. A, F. Și avem A, E supra A, C. A, F, mai e. A, E supra? A, E, a scris, domn profesor. A, E? E, da. A, E supra A, C. Deci A e supra A, C, foarte bine. E, F, supra de ce? Supra de ce, corect. Bine. Și A, F, supra A, D. Corect. A, F, supra A, D. Iată că avem cele trei relații. Scrieți doi la, doi la raport. Deci, doi aici, unul acolo, doi aici și trei aici, da? Așa. Cele trei șiruri de la poarte, aș vrea să le scriu acum unele sub altele aici. 1, 2 și 3 și se șterg în rest și până mă gândesc la ipoteză, la concluzie. Deci. Vă zic, domn profesor, G e supra AD, sau ziceți voi copii, hai. Deci, G e supra AD. G e supra AD. Egal cu E C supra AC. Și egal cu C G supra DC. E C supra AC. Și egal cu? C G supra DC. C G supra DC. Supra DC. Și al treilea. Și A e supra A. Cum supra A e supra A, ce? A e supra A, ce, domn profesor? Eu am zis A, ce? Da. A e supra A, ce? Așa am scris și eu. A, ce? Eu am greșit, iertați-mă, că oboseala se întâlnă. A e supra A, ce? Egal cu E, F supra D, ce? Și egal cu A, F supra A, D. A, F supra A, D, 3, da? Toate cele trei le avem scrise într-un colț, șterg în rest. A, bă, nu. Da? Și v-ați uitat dacă am scris corect? Da, e corect. Da. Da, e corect. Să vedem acum... Să vedem relația care trebuie găsită și să ne apucăm de lucru. Deci, repet, dacă refuzați
ideea de asemănare, mă duc pe Thales și scriu Thales și pun în proporții derivate și arunc acolo. Tot acolo, bine. Deci noi, mai bine, dar e mai bine cu asemănare. Deci deodată că lucrurile acolo ajung și n-are o super din timp. Mai ales acum, al doilea și al treilea rapot, chiar e după Thales, domn profesor, cu rapoarte derivate. Da. Numai primul raport a fost un triunghi de acolo cu un triunghi de acolo. Unde am ucit un pic, dar da, tot așa, două unghiuri congruente. Și ideea că dacă toate unghiurile sunt congruente, triunghiurile sunt asemenea, este limpede. Asta este... Da, și așa e corect, așa trebuie învățat. Da. Nu e corect așa. Bun. Și acum, haideți să vedem ce în cele te rog A, B ori B, C. A, B ori B, C egal cu B, C ori F plus A, B ori E, C. Uitați că e scris în fața noastră. Egal cu B, C ori A, B ori B, C egal cu B, C ori E, F egal cu A, B ori E, C. Deci A, B ori B, C. Văd că B, C am și bate asta. Și A, B. Și A, B. Trebuie să îmi vină în minte să fac ceva. Adică BC, EF, BC, aici se caut BC ori EF. BC, BC, EF. EF avem acolo, supra de ce? La raportul 3. La raportul 3, e a doua. La a doua, a doua, așa. Da, EF aici avem, nu? Da. Și BC la primul raport. BC la primul. Și BC la primul raport. Să vedem dacă se leagă cele două șiruri de rapoarte cumva. Avem AC aici și mai avem AC aici, da? Deci observați, EC supra AC și AE supra AC. Dacă luăm cele două șiruri de rapoarte, deci A e, e C supra AC. Și observați că AC este A, E plus EC. Da. Deci avem AC egal cu cine? A e plus EC. A e plus EC. Să simplificăm acest rezultat. AC egal cu A e plus EC. Aici nu am niciuna C. Vedeți, da? Nu am. A, ce n-am? A, B, avem B, C. B, C, E, F, E, G. A, eu, de aici. Plus E, E cât de-a lui? Pot să-l scriu ca fiind egal, A, E supra C, egal cu E, F supra D, C. Și aș putea să scot de aici pe AE, care este AC ori EF supra DC. Deci AE-ul de aici. Da. Egal cu AC ori EF supra DC. Corect. Deci, hai să subliniez pe asta de aici. Și spunem. AE. AE. Asta vreau să scoate. Da. Dar avem nevoie de AE, domn profesor? Nu am nevoie, dar să mă locuiesc aici. A. Că văd o adunare. Și văd aici o adunare. Adunare. Asta e lucru care mă trimite. Deci AE este egal cu AC ori EF. AE egal cu AC. Ori EF. Ori EF. Supra DC. Supra DC. Asta este AE. EC-ul. EC-ul îl găsesc aici. Acolo. Îl scoatem, da? Da. Din care? Din primele două? Și mintre GE. Da? Intră și GE și AD. Da, și avem nevoie de GE. Și GE îmi place. Și EF avea. Da, da, da. Și EF. Deci primele tot două. În primele două. Da. EC. Deci scoatem EC. Egal cu AC ori GE. AC ori GE. Ori GE. Ori GE. Supra, GE. Tot supra AD. Supra AD, AD de data asta, da, nu? Da, da. AD. Sunt locuit. Dar AD... Nu e egal cu DC, nu? Nu, nu nici vorba. Bun. Și acum înlocuim în relația C, așa pare. Uitați-vă, eu am așa, că AC este egal cu AE. Plus EC. Plus EC. Echivalent cu. În loc pe acel las, da? AC egal cu. AC egal cu AE. AC ori EF supra DC. AC
ori EF supra. Supra. De ce? Supra de ce? Plus. Plus AC ori GE. AC ori GE. GE. Supra AD. Supra AD. Și observăm că avem pe AC comun. Așa. Putem scoate un factor comun. Da. Și ar apare că AC este egal cu AC pe lângă EF supra DC plus GE supra AD. Supra AD. De acord, da? Da, da. Pot să împart totul prin AC. Prin AC. Și apare că 1 egal cu EF supra DC plus GE supra AD. GE supra AD. Și acum pot să fac, s-ar da aceeași numitor pur și simplu de relația asta. Deci echivalent cu numitor comun ADC ori AD. Corect. Care e tot una cu AB ori BC. Deci, aduc aici și zic da. AD ori DC. AD ori DC. AD ori DC. Egal cu E F ori AD. Da. E F ori AD. Plus. Plus. De ce? Ori. De ce ce? Da? Da. De ce ori? GF. Ori GF. Dar AD este congruentul cu BC. AD este cât BC. Corect. Deci pot să spun BC ori. AD. Ori de ce? BC ori de ce? De ce? Deci AB. 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 Ori AB. Da. De ce ori AB? Egal cu. EF care rămâne. Rămâne EF. Da. Și în loc de AB zicem BC. EF ori BC. Da. Plus. Plus. GF rămâne. Da. GF rămâne. Da. Ori de... GF. Că trebuia GE, domn profesor. GE. GE. Da, pune GE. Dar așa și este. Uitați-vă că ați am greșit eu. GE. Aici, da? E, da. GE. De la un loc. Așa. GE ori GE ori de ce? Ori, dar ori de ce? Dar de ce e congruent cu AB? Ori AB. Ori AB. Și am demonstrat. Am demonstrat. Și nici măcar nu ni trebuia. O atât? Nu profesor, de ce dată BE perpendiculară pe AC? Nici măcar nu ne-am folosit de asta. Păi, numai din ultimele două rapoarte da. Ne folosim? Numai din ultimele două rapoarte am scris, vedeți, din ca să ne curce, doamnă. Nu, 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 nu. Hai să vedem. Păi, uitați, domn profesor. Intră... Uitați. Deci da. Numai de asta și asta ne-am folosit, nici unghiul asemenea ADC, deoarece nu ne-am mai dat și pe asta. Și facem ce aici? Pur și simplu... Și de aceea zis că AC egal cu AE plus EC, AE plus EC, deci BE pe AC nu am folosit deloc, ăsta cu ăsta. Deci asemănarea de acolo n-am folosit-o deloc. Deloc, are nici nedată. Și totuși am reușit foarte frumos. Da. Pare cu un punct, e la întâmplare luat. Deci dacă luăm în punct E la întâmplare, zicem paralelismul așa și așa. Tot rezolvam. Tot rezolvam, nu? Că problema numai asta a fost ficat. Da. A vrut el să-l poziționeze pe E din punctul ăsta, deși spunem în final, acum am urmărit, că n-a fost deloc important, n-a fost deloc important ca eu să fie acolo. Și ați fost foarte inspirat aici, a fost punctul tare, adică când v-a ajuns și ați înlocuit și ați văzut toate, ați gândit aici la... Nu m-am gândit deloc. Nu? Eu asta cu spate, nu m-am... Haideți să vă spun ce este. Deci, acum judecăm problema la rece. În momentul în care Miruna mi-a spus că s-a gândit mai mult, am zis, băi, o fi o problemă tare, că doar am mai fost pus în situația asta în care n-am găsit soluții, nu? Deci, cine spune că face orice problemă, nu e corect, nu e sincer cu el. Nu e adevărat. Dar mi-a zis că trebuie să fie o chestie la care trebuie să urmăresc cu atenție. Exact. Și acum, în momentul în care ai spus că tu perpendiculare, eu n-am stat pe gânduri și am fructificat această chestie, că triunghiul ECB este asemenea cu ADC. Deci am fructificat treaba asta. Nu a fost atât de important pentru că n-am folosit șirul ăsta de rapoarte de aici,
cu e, ce e supra AD, ce e supra AD, nu l-am prins pe partea asta altă. Dacă autorul complica lucrurile, se folosea și relația asta, deci ar fost mult mai dificil. Probabil. Da. Mă întrebați acum cum de m-am dus direct pe idee. Nu, n-am știut cum mă duc direct pe idei. Eu am zis că toate trei, de alea și le-am scris toate trei acolo. Da. Nu știam relația cum arată, le-am scris, hai să le-am aici. Și am sesizat că singura chestie care mă leagă, ați văzut că aici am zis ce aici și ce în partea asta. Zic, trebuie legat AC-ul. Și atunci am fructificat faptul că îmi dădea o sumă, am fructificat acest lucru. Că ce e plus e A, face AC. Și de aici a plecat. Deci a fost miezul problemei, nu? Da. Am scris relația asta. Acum, aveam nevoie să exprim pe AE. AE... egal cu AC ori F, supra de unde? AE, jos, jos, da? Jos. AE egal cu AC ori EF. Adică m-am dus în relația, în raportul ăsta. Și am scos un termen dintr-un raport, AE egal cu produsul celor două supra împărțit la al treilea, da? Exact așa au făcut și ei la societate, deci nu se folosește de B, E cu AC. Deci noi nu le folosește, dar noi n-am bătut capul în plus cum țară. Deci, dar nu degeaba, ne-a mai rămas ceva foarte important. Chestia asta cu gândurile, asemenea, chiar dacă ele nu sunt... dacă nu sunt folosite aici, da? Da. Autorul așa a gândit, putea să repet să ia un punct E la întâmplare și să ducă perpendicularitatea aceea, și că doar scriunghiul ăsta de aici e cu cel mare asemenea, și ăsta de aici... e cu cel mare. Adică ăsta de aici cu cel mare. Da, așa. Ăsta de aici cu cel mare. Tot asta da, am folosit și noi. Da. Deci nu era important să fie neapărat în piciorul perpendiculare. Nu mergea problema tot atât de bine, că tu ai sezat corect, că doar aceste două șiruri de rapoarte le-am folosit. Le-am folosit corect. Da? Și faptul că suntem în dreptunghi, iarăși, a fost important. Deci trebuie să te prinzi cum se folosește acolo ca să înlocuiești un profesor. E calcul algebric acum. Deci la rapoarte, aici, ne gândim ce am făcut în clasa a șasea, când trebuie să vedeți prin segmentele acestea niște numere atașate, lungimea segmentului. Și acum, cum ai zis, 2 pe 3, plus 5 pe nu știu ce, nu știu cum, se aduc la ce ajutor, se lucrează, se reduc termenul asemenea, se face toată povestea. Nu s-au făcut astea înainte de a se făcut toată pregătirea cu calcul algebric, cu operație, cu fracții, da? Deci eu m-am învățat mai devreme cu Daria, lucruri cu fracții, aici se aplică din plin. Deci scoaterea unui termen dintr-o proporție. Da, bine. Produsul acelor două supra... Da, deci v-ați fi putut duce pe ultimile două, nu pe primele două și atunci ajungeam e, și... Aici este asta problema. Vreau să zic. De ce eu m-am dus pe primele două și nu pe ultimele două? Pe ultimele două. Că eu am avut nevoie de AE, da? AE era în primul și puteam să văd cu ultimul, nu? AE supra C egal cu AE supra D. Da? Puteam să zic așa. De ce m-am dus la primul raport aici? AE supra C egal cu AE supra D. Ce? Pentru că am văzut EF-ul aici. Și EG-ul. EF-ul. Mă dirigează să mă opresc la raportul de aici și EG-ul mă dirigea să mă lucrez aici. Asta și l-ați vrut și pe al doilea pentru că al doilea avea AC-ul și ăla avea primul AC-ul. Exact. Și ai de asta v-ați oprit? Da. Deci trebuie explicat asta. Că nu e o întâmplare de m-am zis, hai să mă opresc la primele două rapoarte din șirul de rapoarte din 1, 2 și 3. Și să vă vină și inspirația ca pe AC să scrieți AE plus EG pentru că ați văzut eu suma acolo. Asta e. Asta e și momentul frumos al ei. Asta e și mie. Like da. Și share. Numai așa da. Învățăm. Da. Deci de acolo am plecat. Nu uitați de like și share. Așa. Vreau să vă mai spun că în condițiile care n-am fi văzut asta. Nu ești prezent. Eu spun, băi, dar mă laș. O veni vacanță. Da, mă laș și mă chinui atâta. Adi, să zicem că nu mi-ar fi venit ideea de aici. Să zicem, da? Atunci aș fi mai prelucrat-o pe asta. Asta de aici, dată de autor, aș fi împărțit prin AB ori BC, toată asta. Da? Deci, el lucrează pe cea, concluzia. Uh-huh.
Deci în situația în care te afli într-o dificultate, la înghesuială, așa, ai o variantă să mai prelucrezi. Nu-ți vine în minte, de că nu-ți vine în ce, egal cu AI plus EF, da? De faci concluzia, domn profesor. Deci am, concluzia cât am putut de mult. Să-l lipiți la mijloc. Așa, da? Cât am putut. Mă duc la concluzie, că nu se vede. Și atunci împart totul prin produsul AB ori BC. Și vine 1 egal cu, 1 egal cu AB ori BC supra nu știu ce, așa. Dar am situația că sunt într-un dreptunghi. Și atunci înlocuiesc o parte din, în loc de AB, pun DC. Pun DC-ul. Pentru că eu, rapoartele mele, să dau un ADC, nu să dau un ABC. Sigur că da. Și în loc de BC, iar folosesc pe latura cealaltă. Asta m-ar fi dus mintea repede, da. Da? Și atunci ți apare EF și DC-ul, EF, G și AD-ul, și se fac și simplificările acelea acolo, AC-ul dispare în felul ăsta. Da, 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 și dă 1 pe și rămân rapoartele. Și acum apare chestia asta. Da. Că 1 egal cu EF supra DC plus GF supra D. Și EF supra DC, nu, acum mai mulțești cu un AC egalitatea asta. Te întorci înapoi. Și te duci unde am fost noi, da. Așa, și mulțim cu AC, apare așa și te duci înapoi și te duci spre AC egal cu AE plus EF adevărul. La lipitura, care nu ți-a venit în minte. Deci nu ți-a venit în minte asta. Da. N-ai avut șansa. Inspirația. N-ai spus inspirația. Atunci prelucrez pe asta, o prelucrez, te întorci înapoi până al doi peste ea. Da, e mai ușor așa, dacă o vezi, decât... Da, e mult mai ușor. Dus înapoi și făcut lipitura. Fac, aici îți fac fel de fel de artificii, aha, de tipul, împărțim pe produs. Da, după aceea amulțești tu cu un AC, dă-ți tu seama da, că da, să da, 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 ca să te duci din șirul de la poarte, de da, aici. Deci mersul înapoi pare un pic mai dificil, mai dificil, dar nu e imposibil, nu adică imposibil, da, până când te prinzi că ai mezul problemei este AC egal, lipitura a, este AC. Plus AC. Dacă te duci la lipitură încolo, fugi da, liniștit. Corect. Mergi frumos pe raționament. Corect. Da. Frumos, frumoasă problema. Ce da, să mai? Ia să văd timpul. Like și share. 51. 51. Nu mai vrei să faceți o problemă? Ne oprim, da? Da, oprim-o pe asta. Oprim pe asta.